Bună ziua! Bine v-am regăsit în acest format, dedicat deja. Mie spune Ilan Groza, sunt director executiv, și astăzi vom avea o nouă prezentare publică a studiilor de politici realizate în cadrul programului Politici Publice pentru Dezvoltare, program pe care îl realizează Institutul pentru Politici Femei Europene în parteneriat și cu sprijinul Fundației Soros Moldova. Este un program în cadrul căruia. Uh, lucrăm cu tinerii, cercetători, tinerii profesioniști uh, în elaborare de politici publice și iată în cadrul acestui program am avut cinci bursieri uh, ai programului care au lucrat asupra propunerilor de politici publice tematice, dedicate uh, în diferite domenii. Astăzi uh, prezentăm cel de-a de patrulea studiu uh, realizat de colegul nostru Tudor Arnaut bursier al programului politici publice pentru dezvoltare și tradițional vom avea prezentarea lui Tudor, după care vom ruga pe mentorul, colegul meu Stas Ghilețchi să vină cu o prezentare, după care vom avea și un schimb de opinie cu diferiți experți tematici. Îl avem aici pe domnul Victor Chironda, viceprimar al municipiului Chișinău și expert în de politici publice și uh, pe domnul Ilie uh, uh, Bricicaru, conferențiar universitar, uh, specialist în siguranță rutiere, uh, director al Observatorului de Siguranță Rutieră în cadrul Universității Tehnice de Moldova. Domnul se va autora un pic mai târziu. Iar acum vreau să o invit pe doamna Ana Corețchi, coruntoarea de programe de un cadrul Fundației uh, Soros Moldova, uh, fundație cu care colaborăm de ceva timp și pe această care vreau să mulțumesc doamna Corețchi pentru, uh, pentru încredere, pentru sprijin și pentru, pentru această inițiativă. Aveți cuvântul. Mulțumesc! Bună, Bună ziua tuturor! Vin cu un mesaj de salut din partea Fundației Soros și a Departamentului Buna Guvernare, în cadrul căruia este implementat acest proiect pe politici publice pentru dezvoltare și care este implementat în parteneriat într-o nouă formulă. Acest program de burse se derolează în cadrul Fundației de. 5 ani și am ajuns deja la aproape 50 de bursieri pe care au obținut burse de, de cercetare și analiză din partea Fundației Soros. Cred că subiectele care au fost selectate pentru a fi finanțate anul acesta sunt importante și Cred că este un specific al acestui program că viitorii bursieri își fixează singuri domeniul de cercetare, de intervenție, unde ar, do ar dori să, să intervină, ce, ce este salutabil. Iar subiectele care au fost abordate până în prezent, în cadrul prezentărilor publice, demonstrează că subiectele sunt de interes major. Și faptul că avem astăzi un subiect care vizează toată societatea, siguranța rutieră, demonstrează că este un input al tinerilor cercetători de a contribui la dezvoltarea acestor politici publice. Urmează ca Tudor să prezinte lucrarea, cercetarea și recomandările, concluziile acestui studiu și recomandările care vizează nemijlocit cu politicile publice. Dar cred că, așa, dintr-o parte, aș veni cu o altă dimensiune care aș adăuga adăugau la recomandările dumneavoastră, care vizează dimensiunea socială, societală. E vorba de faptul că acest subiect este de interes major pentru toți cetățenii noștri și accentul e bine să fie pus și pe partea educațională dacă noi vom contribui la creșterea responsabilității cetățenilor încă de pe băncile școlii, cred că ar fi o, o contribuție nemijlocită, majoră, la soluționarea în perspectiva acestor probleme. În cadrul fundației noi am avut câteva inițiative, inclusiv de sprijinirea asociațiilor părinților și a consiliilor elevilor și printre subiectele identificate ca problemă în societatea noastră era siguranța rutieră. Și a fost foarte interesant de văzut cum elevii, de exemplu, de la Cărpinini au mers la inspectoratul de poliție, au discutat cu polițiștii responsabili de trafic, au cu sugestii, cu întrebări. I-au luat la interviu ca viitor jurnaliști. Iar cei de la liceul din Giurgiulești, de exemplu, care se confruntă cu o problemă majoră prin sat, trecea, deci acum cel puțin va fi soluționată, cred că și problema respectivă, traseul Giurgiulești. Giurgiuleș Chișinău și de și dinșii, e, au ieșit într-o zi împreună cu profesorii, părinții, nemijlocit și au pictat, au desenat acel marcaj e, pe, pe, șosea, într-un fel simțindu-se foarte importanți și că, iată, contribuie și la soluționarea unei probleme. Și asta, de fapt, este un aspect educațional despre care vorbesc și cred că e, asta ar fi o contribuție pentru a mișca lucrurile în domeniul asigurării traficului securizat și care va conduce la micșorea acelor cifre despre care menționați legate de deces sau de alte probleme de sănătate cauzate pe etonilor sau nemijlocit celor responsabili de trafic. Sperăm să avem o discuție interesantă. Salut participarea invitaților la această discuții și succes lui Tudor. Mersi mult, doamna Elcurețchi, pentru prezentare. Tudor, de ce trebuie să investim în siguranța rutieră? Bună ziua, sper că mă aud. Uh, înainte de toate vreau să duc mulțumire Institutului pentru politici reforme europene și Fundației Soros pentru sprijinul și trainingurile acordate în timpul cercetării. De asemenea, domnului mentor Stanislav Ghileț, care mereu am coordonat împreună și când am avut întrebări, uh, mi-a livrat informația utilă. Cu domnul Chironda, domnul Bricicaru, am interacționat în timpul cercetării. De ce? Uh, mă mulțumesc tuturor uh, în, uh, care m-au sprijinit în timpul cercetării. Deci, de ce trebuie să investim în siguranța rutieră? Acest domeniu este important nu doar în Republica Moldova, dar și în lume. Anual mor uh, un milion aproximativ un milion de oameni, iar 20-50 de milioane de persoane se leg cu diferite traume. Aceasta a devenit o prioritate și la nivel ONU, nu doar în Republica Moldova. Republica Moldova. Din păcate, Republica Moldova se clasează într-un antitop în comparație cu țările europene. În anul 2019 ne-am clasat pe locul 1 în comparație cu țările din Uniunea Europeană, raportând numărul de accidente la un milion de cetățeni. Iar în anul 2020 ne-am clasat pe locul 2, fiind în trecut doar de România. Dacă se analizăm municipiul Chișinău, de fapt în municipiul Chișinău se înregistrează 44% din numărul total de accidente rutiere, cumva aici este cel mai periculos poligon al conducătorilor auto. În capitală se înregistrează în mediu 3 accidente pe zi și iarăși este un antirecord în comparație cu orașele din Uniunea Europeană. Deci, în, raportând la un milion de locuitori, pentru anul 2019 a murit 70 de persoane. Iar o statistică încă și mai tristă pentru pietoni, deci 3 din 4 persoane decedate în urma accidentelor rutiere sunt petoni, numiți și participanții vulnerabili ai traficului, ca și bicicliștii și motocicliștii. Cauzele principale, deci conform poliției, prima cauză principală de producere accidentelor sau înregistrarea accidentelor este neacordarea priorității petonilor, aproximativ 30%. De a doua cauză este viteza neadecvată condițiilor rutiere, fiecare al patrulea accident are acest motiv, iar a treia cauză este neacordarea priorității altor vehicule cele mai importante sau cele efectele produse în urma accidentelor rutiere, primul efect este pagube în urma accidentelor rutiere, deci în cazul în care persoanele sunt nevoite să scoate din buzunarul propriu cheltuieli pentru repararea mașinii, pentru medicamente, pentru diverse cheltuieli care sunt neprevăzute, nu cred că sunt familii care au cheltuieli prevăzute pentru acest domeniu. Efectul numărul 2 este că persoanele se aleg cu traumatisme și din păcate se întâmplă și cazuri tragice, persoanele decedează în urma accidentelor rutiere. Doar în anul 2020, 245 de persoane au decedat în Republica Moldova, iar 2265 s-au ales cu traumatisme. Și efectul numărul 3 este un efect care nu prea se vorbește, deci orice accident rutier aduce pierderi enorme economiei țării. În anul 2011, Guvernul Republicii Moldova a estimat aceste pagube la 142 de milioane de euro. Conform Organizației Mondiale a Sănătății, fiecare țară pierde în jur de 3-5% în urma accidentelor rutiere. După acest calcul, în anul 2021, Republica Moldova a pierdut 400 de milioane de dolari. Aceste sunt costuri referente a spitalizării diverse reconstrucții da, în cazul în care porțiunile de drum au fost afectate. Iar din păcate, în cazul în care persoanele decidează, deci statul pierde o forță de muncă, statul a investit în educație, în școală, au avut diverse investiții în acea persoană, iar în cazul în care, din păcate, decidează, de exemplu, la 30 de ani, statul pierde o forță de muncă o contribuabilă cu impozite pentru următorii 20-25 de ani. Conform cercetării, am analizat două opțiuni și prima opțiune este dezvoltarea infrastructurii pentru a proteja participanții vulnerabili. Încă o dată, deci am observat că în Chișinău participanții vulnerabili, 3 din 4 decese sunt pe tonii. Aici, în categoria participanților vulnerabili, pot fi inclus și bicicliști și persoanele care merg pe motocicletă. Deci, în prima opțiune s-au inclus trei subcategorii. Prima subcategorie ar fi o vizibilitate și iluminare trecerilor pentru pietoni, deci pentru, pentru petoni, Deci prima imagine este chiar trecerea de Petroni din centrul capitalei, este intersecția 31 August cu strada Pușkin iar în alte, cent în alte sectoare a municipiului, deci situația este încă și mai rea pe timp de noapte, trecerile de pietoni nu sunt destul de vizibile, șoferii din, din această cauză au o vizibilitate mai redusă și deci se întâmplă cazurile tragice. În municipiul Chișinău există peste 1000 de treceri de pietoni, dar doar jumătate sunt iluminate corespunzător. A doua subcategorie ar fi instalarea trecilor pentru petoni de tip scară. Până acum în municipiul Chișinău au fost instalate aceste speed bumps-uri, dar ele s-au dovedit să nu fie eficiente pe termen lung pentru că ele sunt, sunt uzate, șoferii le ocolesc pe partea cealaltă a drumului. De ce în imagine am, am inclus o, un exemplu din Istanbul, ea este pe toată porțiunea drumului și șoferii nu o ocolesc, ei, ei deja cunosc de acest pericol și frânează de mai înainte pentru că uh, altfel își pune în pericol propria viață. Deci uh, este periculos mai mult pentru șofer decât pentru petoni. Și a treia subcategorie este amenajarea mai multor zone de drum în care viteza maximă să fie de 30 de km pe oră. Conform unui studiu, uh, petonii ar putea rezista la o ciocnire de la o viteză de 30 de km și mai jos. Majoritatea porțiunilor de drum în Chișinău are viteză limită de 50 de km. Din păcate, pe tonul nu are o carcasă da, care ar putea rezista accidentul urtier, de aceea ei sunt participanții cei mai vulnerabili și care, din păcate, suportă cele mai mari riscuri. Și opțiunea numărul 2 ar fi despre valorificarea valorificarea potențialului apelurilor autorităților publice locale în gestionarea siguranței rutiere. Deci în prezent orașele din Republica Moldova nu au o direcție sau o subdirecție în primărie care ar fi responsabil direct de siguranța rutieră, nici nu, dorim, că, nici nu doresc o crearea a noi direcție, dar ar putea fi inclusă în direcția transportului public, de exemplu. În prezent, această direcție are două obiective sau două scopuri. Primul este promovarea politicilor unice a strategiei de dezvoltare în domeniul activității complexului de transport public și căi de comunicații și a doua o misiune este coordonarea activității întreprinderilor implicate în întreținerea și dezvoltarea căilor de comunicații tuturor genilor de transport și nu este vorba despre siguranța rutieră. În formula actuală, datele sunt colectate de Ministerul Afacelor Interne și există mai multe puncte slabe, ca și cum datele colectate nu sunt suficiente pentru analiză locală, baza de date nu este publică, iar Ministerul Afacelor Interne are mai mult scop de a penaliza persoana care este responsabilă de accident și nu de a oferi soluții sau de a colecta date pentru ingineri care ulterior ar putea să le folosească pentru a rezolva problemele locale. Consideră cu odată cu apariția unei direcții speciale pentru dezvoltarea asiguranței rutiere, autoritățile municipale ar recunoaște importanța domeniului și inclusiv ar aloca buget separat pentru acțiunile legate de îmbunătățirea situației actuale în municipiul în Chișinău, dar și în alte orașe care ar conveni de această soluție și direcția ar deveni responsabilă de implementarea acțiunilor locale și obținerea indicatorilor propuși. Deci ca concluzie doresc să menționez că investițiile în domeniul siguranței rutiere salvează vieți, crește nivelul de trai, dar nimeni nu dorește să trăiască într-un oraș periculos în care copiii trebuie să fie monitorizați, mereu cum a menționat și doamna Curețchi la început, deci aceasta este și un domeniu social. Cu cât orașul este mai sigur în mobilitate, cu atât crește și nivelul de trai. O altă concluzie ar fi că municipiul Chișinău și alte orașe ar trebui să adauge o linie separată bugetară pentru investiții în siguranță rutieră, pentru că există multe porțiuni de drum care, nu ar, fi, care ar trebui analizate local și nu la nivel central. În cazul în care va apărea această subdirecție în cadrul primăriilor, ei ar putea analiza și se implica local. Și o altă concluzie ar fi că autoritățile centrale trebuie să perceapă banii destinați pentru siguranța rutieră ca o investiție și nu ca cheltuieli într-o într analiză s-a demonstrat că o investiție de un dolar în siguranța rutieră astăzi, peste 10 ani, aduce 8 dolari bugetului, bugetului de stat. Nu știu dacă este mai convenabil decât Bitcoin la moment, dar autoritățile centrale ar trebui probabil să gândească și să investească mai mult în, în siguranța rutieră. Deci mulțumesc pentru atenție, probabil acum este... Da, mersi mult, mersi mult, Tudor pentru, pentru, prezentare. Vreau să-l invit pe Stas, în primul rând, care a lucrat cu Tudor pe parcursul acestei cercetări și Stas anterior a avut mai multe inițiative, inclusiv la nivelul primării municipiului Chișinău, care au vizat sectorul de siguranță rutieră, de transport public. Stas, te rog să, să vii și tu cu, cu un comentariu. Mersi, mersi, Ilian, bună ziua! Mă bucur că pot participa și eu în această zi la această discuție. Într-adevăr, am avut o onoare și plăcere să lucrez cu Tudor pe, în, în aceste ultime, ultime luni asupra subiectului siguranță rutiere. De fapt, siguranța rutieră este, cred că, un subiect care întotdeauna este relevant. Chiar astăzi dimineață, din nou, am avut un accident la intersecția București cu Sfatul Țării și noi aici, la IPRE, de fapt, avem un calendar în care notăm numărul de accidente care se întâmplă la această intersecție și pentru noi acesta este de fapt un barometru destul de bun al activității lente de intervenție a autorităților publice locale și centrale în de fapt în gestionarea intersecțiilor periculoase atunci când, așa cum a menționat și Tudor, ar fi simplu de venit, de analizat această intersecție și de văzut ce anume ar trebui să fie schimbat în infrastructura rutieră pentru a diminua numărul acesta de, de accidente. De ce mulțumesc lui Tudor pentru această prezentare exhaustivă și efortul în identificarea celor recomandări și, și soluții. Pentru că uneori chiar dacă cunoaștem problema respectivă, nu întotdeauna este simplu și ușor de analizat subiectul și de identificat soluții eficiente și eficace care ar putea să fie implementate la nivelul autorităților publice locale. Deci câteva uh, idei care aș vrea să le propun pentru discuție, inclusiv ca urmare a acestei analize. Deci una dintre ideile și concluziile principale ale documentului ar fi faptul că la momentul actual nu există un mecanism uh, sistematic la nivelul autorităților publici locale de a înțelege de fapt care sunt cauzele accidentelor pe anumite uh, pe anumite intersecții și nu este depus acest efort de a îmbunătăți calitatea infrastructurii rutiere pe, pe acele domenii punctuale. Autoritățile întotdeauna apar să fie în urma tendințelor de dezvoltare a diferitor moduri de transport. Adică mai întâi apare modul de transport și doar ulterior autoritățile încearcă să identifice sau să creeze cadru sau să prevadă anumite infrastructuri. Deci la acest capitol unde Uh, recomandările tuturor ar fi relevante, este într-adevăr să schimbăm un pic această abordare reactivă a autorităților publici locale și în, în, prin uh, încurajarea acestora să fie cât mai proactive în, în gestionarea uh, acestor. Acest lucru se referă inclusiv la modalitatea de colectare a datelor, ce facem cu acele date, uh, cum putem să le utilizăm uh, în, uh, în redesignul acelor uh, intersecții problematice care, ar, care există astăzi la nivelul municipiului Chișinău. Și Tudor doar ai remarcat corect, deși există astăzi la nivelul direcției transport o persoană care ar fi responsabil de siguranța rutieră, evident, capacitățile a autorității locale și în special aici discutăm despre primăria Chișinău, ar trebui să fie îmbunătățite, îmbunătățite semnificativ pentru că la momentul actual, evident că autoritățile sunt depășite și nu pot să gestioneze într-un mod eficient uh, aceste elemente. Și aici discutăm inclusiv despre un sistem informațional care ar permite digitalizarea tuturor infrastructurii municipiului Chișinău, inclusiv cu aplicarea marcajelor, aplicarea Uh, Indicatoarelor rutier. Deci, la acest capitol, astăzi încă uh, stăm destul de slab. Nu întotdeauna marcajul rutier corespunde cu indicatoarele care sunt amplasate. Vizibilitatea acestor indicatoare uh, este slabă și deseori se creează impresia că doar șoferii sunt de vină la acest capitol. Adică fiecare accident, întotdeauna găsim vinovatul șoferul, penalizăm șoferul și acolo se termină fără, ca să încercăm să vedem totuși de ce această eroare a fost comisă de către, de către acel șofer. Deci, în acest context, este important să vedem cum utilizăm acele date, pentru că deseori, doar schimbări minore în infrastructura fizică rutieră ar putea de fapt reduce semnificativ numărul de accidente care pot se pot întâmpla la unele intersecții. O altă observație care aș vrea să o, să o remarc este într adevăr, de exemplu, la nivel local, noi astăzi nu avem un document de politici care să traseze exact acele obiective strategice în domeniul siguranței rutiere. Adică noi nu avem un document care să ne planifice acele acțiuni, care să ne permită de fapt să atingem acele ținte care au fost stabilite prin documentele naționale. La nivel național, Republica Moldova și-a asumat reducerea accidentelor rutiere de exemplu spre către anul 2030, dar la nivel local, noi nu avem astăzi un document care să ne arate exact cum pașii care trebuie să fie implementați astfel încât la nivelul municipiului Chișinău noi să putem să atingem acele, acele ținte. Deci este important la nivel local să îmbunățim aceste capacități de dezvoltare acestor politici locale astfel încât să să ne trasăm acele obiective. Un alt element în acest proces de dezvoltare a politicilor publice, la care noi întotdeauna încercăm să atragem atenție și doamna Curețchi a menționat tangențial acest aspect, este elementul de co-creare a politicilor publice. Deci este important la nivelul primăriei Chișinău, la nivelul direcției, să existe această dorință de a implica comunitatea locală, cetățenii din anumite zone în acest proces de elaborarea acestor politici publice. Deci, co-participarea și co-crearea schimbărilor care trebuie să fie făcute la nivel local, evident, ar putea să îmbunătățească siguranța rutieră în municipiul Chișinău. deci în, în diferite intersecții periculoase, de exemplu, evident că se pot organiza aceste discuții cu cetățenii care utilizează intersecții respective, care trăiesc acolo în zonă, deci astfel încât să putem, la nivel cât mai local să identificăm acele soluții care vor fi acceptate și implementate de către, de către uh, autoritatea publică locală. Uh, deci în acest context sperăm mult că uh, la nivel local, uh, am văzut săptămâna trecută de fapt a fost și o audiere publică sau o prezentare publică a noii structuri a direcției transport. Uh, din câte am înțeles urmează această direcție să fie reorganizată. De ce în acest context sperăm că o parte din aceste recomandări care au fost identificate inclusiv la nivel de colectare a datelor și elaborarea politicilor publice la nivelul siguranței rutiere să, să fie mai, să se regăsească mai, 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 mult în activitatea, în activitatea direcției, pentru că în general, de fapt, la, la nivelul și poate și Victor va comenta un pic la acest aspect, la nivelul autorități locale, de fapt, se generează destul de puține politici publice locale care să se implementeze. Adică deci, noi, totuși, această componentă de, de, de generare acestor documente ar trebui să fie îmbunătățită la nivel local și ar trebui să vedem care sunt acele impedimente care, de fapt, nu ne permit, pentru că este important uh, orice schimbare bună inclusiv la nivelul infrastructurii poate fi realizată doar atunci când avem o înțelegere complexă a cauzelor care stau și doar în analizând detaliat făcând o analiză cu date cu, implicând comunitatea locală vom putea să obținem acele politici de ce urmează să vedem noua formulă de organizare de direcție transport a, care, în care sperăm ca a, aceste a, recomandări să se să, să fie uh, implementate. Uh, dar uh, atâta timp cât uh, noi, astăzi, de exemplu, avem și streze în care în care, uh, încă marcajul tier nu a fost aplicat, și atunci când acesta se aplică, asta e titlul de știri uh, la noi, ceea ce, uh, din nou, din notă, cât de departe suntem încă noi de la o infrastructură care să, uh, totuși, să asigure. Adică, cred că uh, aceste elemente. Uh, ar trebui să fie rezolvate pentru că uh, altfel vom continua să, uh, să nu realizăm acele ținte care au fost stabilite și așa cum a menționat Tudor urmează aceste costuri enorme inclusiv pentru bugetul public dar și pentru uh, cetățenii care trec prin, uh, prin uh, aceste, aceste accidente. Deci în încheiere aș vrea să văd uh, aș vrea să menționez doar cum am spus să, să vedem o schimbare de paradig paradigmă la nivel local și la nivel central de, de această abordare reactivă față de accidente, la o abordare proactivă, în care să fie efectuate aceste intervenții în infrastructura fizică, astfel încât să diminuăm și posibilitatea șoferilor să, să greșească, pentru, pentru că anume această abordare s-a mers în țările vestice, în țările scandinave, în care s-a implementat viziunea zero accidentelor rutiere. Și acesta ar fi un prim pas pentru ca și la nivelul municipiului Chișinău să, să putem să reducem din, din, acele accidente, așa cum a menționat Tudor, indicatori destul de înalți care sunt De Deci, mersi foarte mult pentru aceste concluzii și noi vom continua, vom continua să, să, promovăm aceste idei, inclusiv în colaborările noastre cu autorități locale și cu primăria municipiului Chișinău, astfel încât să, să putem să schimbăm situația în care, în care suntem. Mersi, mersi foarte mult. Mersi mult, Stas. Și doar ca, ca o completare la ce a menționat Stas și poate mai târziu am să rog și pe Victor să se refere la aspectul ăsta, o chestiune la care s-a referit Stanislav și, și Tudor ca și soluții, ca și oportunitate este nivelul de cooperare dintre autoritățile locale și cele centrale în rezolvarea anumitor probleme care afectează cetățeanul, care afectează comunitatea. Și s- a menționat într-adevăr acest caz la intersecția București cu Sfatul Țării, în care în fiecare săptămână există câte un, se întâmplă un accident rutier din cauza că nu este securizat traversarea acestui spațiu în așa fel în care să fie prevenit situația asta și de fapt noi am încercat și am, am adunat decidenții atât de la primărie, am avut aici o discuție și cu reprezentanții de direcției de transport și viceprimarul Ilie Ceban și colegii de la poliția, de la Inspectoratul General de Poliție și Ministerul de Interne. Am avut o discuție aici, cred cu o lună în urmă, în care am, am observat și concluzia noastră a fost că într-adevăr există deschidere atât la nivelul primăriei, cât și la nivelul autorităților centrale, deschidere de a comunica, în același timp am văzut că este deschidere de a fiecare din părți în cumva are soluțiile proprii, dar unde am găsit provocarea este la identificarea soluțiilor comune, care să fie capabile să rezolve problema comunității, a cetățeanului, și eu cred că asta este un semnal bun că există această comunicare, chiar dacă există foarte multe ping-ponguri publice, de multe ori generate de, de, conotații politice, lucruri care evident că pe fiecare cetățean nu îl interesează, pe nu îl interesează cât de sigur el poate să, se, să, circule, cât de sigur el se simte în siguranță în Chișinău. Și evident că îngorjarea pe care eu o am este că dacă există de deschidere de comunicare între, între autoritățile locale, cele centrale, și există acel interes comun, care este comunitatea și cetățeanul, cu siguranță pot exista și motiva, poate exista și motivația suplimentară din partea decidenților pentru, pentru a veni cu soluții, soluție. Iar noi aici, iată, și, și Tudor a venit cu soluții care cu siguranță pot fi relevante. Spre exemplu, zona 30. Zona 30 este una dintre soluții care s-a discutat inclusiv în acel format și știm că și Ministerul de Interne discută de la moment în contextul programelor pe afaceri interne, care include și componenta de securitate rutieră, planifică să promoveze, să implementeze această soluție. Deci, practic, una dintre propuneri deja pe care tu ai venit, pe care, la care ai ajuns cu analizele retare, Mă bucur că deja cumva prinde contur și la nivel de politici și la nivel național, care, care sperăm noi că să aibă susținere și să fie aplicată, dar până atunci uh, sunt, sunt, necesare nu doar de politici, dar și de acțiune din partea autorităților, lucruri care îl așteaptă toți și noi aici, și cu, cu, comunitatea, iar noi, evident că suntem deschiși pentru a ajuta și atunci, în acest sens, vreau dom domnul Bricicaro aveți aveți un, un centru de analiză care monitorizează subiectul de siguranță rutieră în ce măsură dumneavoastră sunteți contactați de autorități, în ce măsură interacționați cu autoritățile pentru a identifica soluții cu, cu evidențe și cu soluții care, într-adevăr, se poată să, să fie implementate, dacă puteți să ne vorbiți un pic din experiența dumneavoastră și, respectiv, în sensul ăsta, să veniți și cu un feedback la, la propunerea lui Tudor. Ah, bună ziua! Uh, inițial vreau să-l felicit pe Tudor pentru lucrare. <coughs> este o lucrare destul de valoroasă din punctul meu de vedere, din simplu motiv că uh, foarte puțini oameni din afara domeniului, sau să-i spunem așa, din afara domeniului, domeniului ingineresc, au... Uh, au abordat uh, infrastructura ca una din problemele cheie atunci când vorbim de siguranța rutieră. Uh, fiindcă noi uh, aici în, <coughs> în Moldova ne fierbem încă în fieful celălalt că uh, polițistul sau poliția este responsabilă de tot ce se întâmplă în stradă, uh, dar uităm că... Uh, Accidentul rutier este un uh, eveniment care implică trei părți. Deci omul în diferitele lui postaze, polițist, șofer, mai știu eu, uh, mediul rutier și vehiculul. <coughs> și atunci, fără, uh, fără ca să abordăm uh, toate cele trei elemente din punct de vedere uh, egal, uh, întotdeauna o să ajungem la, la niște concluzii uh, care nu o să ne aducă rezultat, că punem polițistul într-o intersecție și tot o să fie ok. De asemenea, mi-a plăcut că Tudor a încercat să evalueze sectorul și din, din, ceea ce mai spune și matricea lui Hedon deci până la accident, în timpul accidentului și după accident. Și atunci ajungem la ceea ce spunea Stas, cu referire la prevenție sau la proactiv și reactiv. Iar în, în siguranța rutieră, eu sunt inginer și mi îmi place să discut așa mai mult inginerește, în siguranța rutieră este important să abordăm ambele, ambele sectoare și până la accident și după accident, fiindcă pentru, pentru inginer asta este mai mult important, ce se întâmplă până și ce se întâmplă după. În timpul accidentului este mai mult deja implicarea uh, poliției și cu regret uh, celor care acordă primul ajutor medical. Și atunci, în uh, cazul când vorbim de prevenție sau de evenimentul până la accident, este important și atunci ce se întâmplă cu infrastructura, din punct de vedere a celui care o proiectează. Fiindcă dacă noi proiectăm drumuri proaste, pe urmă este foarte greu de întreținut un drum prost respectiv, până la, până la accident este important să proiectăm o infrastructură sigură, o infrastructură care să asigure toate elementele necesare ca omul să se simtă în siguranță, inclusiv din punct de vedere a ierarhiei, funcției, vitezei, etc. Respectiv, deja după, după accident, când avem evenimentul consumat, este important să vedem de ce asta se întâmplă. Iarăși, din punct de vedere... A comportamentului, a infrastructurii, și toate lucrurile astea sunt foarte bine descrise în directiva 96 din 2008, despre care noi cei de la observator vorbim foarte des. Dar cu regret nu prea suntem auziți iar pentru, pentru, ca directiva asta să fie implementată avem nevoie de date. Și probabil că domnul Chiron de aici o să vă spună și el mai multe, fiindcă atunci când vrei să implementezi ceva mai cu seamă într-o într zonă urbană, dacă nu ai date, te e blocat. Nu, nu poți să mergi înainte, înapoi. Și aici vorbim atât de date despre accident, cât și date despre trafic, despre demografie și multe alte, alte lucruri. Uh, Tudor a vorbit uh, destul de uh, mult despre date, despre numărul de vehicule care le avem noi în Chișinău, dar uh, cine poate să ne spună azi nou câte vehicule vin dimineața în Chișinău și seara pleacă? în afară datele cele statisticii de 300 și ceva de mii de înregistrate oficial. Deci asta este de asemenea o chestiune care necesită a fi muncită și colectată. Datele astea trebuie să fie colectate. Chiar și cu mulți colegi de mei din afară, când vin prin Chișinău și vorbim de calitatea datelor de care noi dispunem în Moldova și ei, ei mă întreabă, păi bine, am văzut o cameră stă acolo, alta stă dincolo, nu puteți cu, cu ajutorul acestor camere să colectați date. Ok, putem, probabil, doar că până acum nu, nu s-a putut, nu știu de ce. Respectiv, toate aceste date care sunt necesare pentru a putea vorbi de o siguranță durabilă. Trebuie ca cineva să le colecteze, normal că aici, aici trebuie să intre pe rol autoritățile, ei trebuie să fie cei interesați de date, fiindcă eu de la Observator sunt interesat și eu să am date, doar că datele astea eu ca universitate sau ca reprezentantă universității nu pot să le colectez, nu am drepturi, nu am putere legală, etc. Și atunci trebuie să vorbim de managementul general de autor, autoritățile statului trebuie să fie o gestionare generală a siguranței rutiere, așa cum prevede și directiva de care am vorbit, directiva 96 respectiv și toate programele internaționale, inclusiv cele europene. Unul din elementele cheie este managementul. Managementul general a siguranței rutiere. Fiindcă aici siguranța rutieră este un domeniu mult mai vast decât uh, poate oamenii, societatea și al închipui. Fiindcă este vorba și de poliție, este vorba de uh, cei care gestionează infrastructura, de cei care gestionează vehicule, sănătate, educație, etc. E un domeniu foarte vast. Și atunci este important ca domeniul să fie gestionat per general, prin strategie, prin politici publici, etc. Dacă să, să vorbim de, de politici publice, da, sunt declarații care uh, au fost expuse încă din 2011 prin prima strate strategie de siguranță rutieră de reducerea numărului decese până la 50%. Însă, la ziua de azi, noi, în Moldova, nu avem o strategie în UZ care să prevadă franc și să ne spună cum, un plan de acțiuni, cum se face asta, în ce măsură, cine finanțează, cum finanțează, etc. Fiindcă strategia pe hârtie este doar, doar niște, niște scrieri care, despre care toți vorbim, însă fără o finanțare este foarte complicat să, să facem ceva. De aceea, trei elemente care vreau să, să mă opresc la ele este datele, de ce date dispunem, legislația, și respectiv a treilea subiect, managementul. Iată aceste trei elemente dacă vor să fie soluționate, eu cred că lucrurile vor merge. Mulțumesc foarte mult pentru, pentru această prezentare, uh, domnului Bricicaru. Acum vreau să-l pe Victor. Uh, te rog. Alegești tu în ce postul vrei și să nu știu răspuns. cu ce să... Vici primară dacă, ca da. expert în politici publice. nu știu cu ce să încep. Uh, mie cel mai mult uh, felicitări a pentru, pentru, document. Este un, un uh, assessment, o evaluare foarte bună a situației existente și uh, chiar dacă pare cumva foarte evidentă, din păcate, în Moldova suntem în situația în care chiar și lucrurile evidente trebuie puse pe foaie și arătate că, uite, într-adevăr este nevoie, pentru că foarte des lumea pretinde că nu există probleme. Și atunci când faci un astfel de document, cel puțin te apropii de un pas în care să le pui pe masă și să zici, uite, este, este, sunt date, este analiză, este evaluare, problema există, haideți să încercăm să facem ceva cu ea. Uh, și de asta eu, cred că este un, un lucru foarte bun că deja există acest document uh, cel mai mult îmi place aici uh, formularea diplomatică uh, a punctului valorificarea valorificare potențialului apelierilor, care s-ar traduce în limbaj moldovenesc primăria trebuie să puși de lucru pentru că uh, este adevărat și la nivel legal uh, legea prevede și la nivel de uh, delimitarea atribuțiilor și la nivel de pur și simplu responsabilități pe care le au autoritățile locale, că tot ce înseamnă infrastructura rutieră, pietonal de transport și așa mai departe, este, este responsabilitatea primăriei. De mult nu mai sunt timpurile când exista poliția rutieră sau așa numitul GBDD cu toată structura lui, de, de tot ce înseamnă de la instruire până la eliberare permiselor și așa mai departe, de, de rolul de poliție, de enforcement. De mult nu mai există rolul statului în tot ce înseamnă decizia, de a, deci politica locală de organizare a traficului. Dacă autoritatea locală, primăria, Consiliul Municipal decide că spune că uite, de azi înainte pe strada asta circulăm cu 30 la oră sau o facem pietonală sau o uh, limităm accesul mașinilor sau parcarea, uh, nimeni nu poate să interzică primăriei să facă acest lucru. Din păcate foarte mulți specialiști și uh, funcționari uh, care sunt responsabil la moment de acest lucru, au rămas cumva cu percepția încă în, încă în structura veche și mereu când vin astfel de propuneri, când vin astfel de politici, au o sumedenie de uh, răspunsuri și de argumente de ce nu este posibil să facem ceva. De obicei se fac trimitere la normative și tot felul de snipuri care deja sunt învechite și nu mai, nici nu mai sunt în vigoare. Se face trimitere la argumentul simplu că de la noi întotdeauna așa am făcut, se face trimitere la faptul că o să fie buteiaj și până la urmă se aduce cumva la ideea că ei, noi dacă o să facem intervențiile astea, lumea o să fie nemulțumită și respectiv, mă rog, o să avem probleme. Avem chestiunea asta că șoferii deci automobiliștii din, din păcate sau din fericire nu știu sunt un grup foarte vocal de oameni și foarte influent și atunci când se face o intervenție care nu le place lor sau consideră ei că este în defavoarea lor foarte, foarte așa activ se, se manifestă nemulțumirea în asta și foarte și asta este reflectat evident în presă, se ridică galăgie și evident că niciun funcționar, niciun politician nu vrea să-și asume responsabilitatea pentru astfel de lucruri. La toți le place când toți sunt mulțumiți, tot e bine și frumos și frumos și să le dăm și la ăștia și la ăștia și la ăștia și din păcate asta este imposibil pentru că din simplu fapt că spațiul în oraș este limitat. Și atunci când uh, politicele, mai ales de transport, se focusează pe necesitățile automobilului, uh, din păcate au de suferit toți ceilalți uh, participanți la mobilitate. Mobilitatea este un termen care mai recent uh, a apărut și a influențat foarte mult schimbarea asta, shift-ul de, de focusare de la de politicele orientate pe automobil și nevoile automobilului la uh, mobilitatea. Uh, multi sau multifuncțională, să zic, structură, orientarea pe politici care să creeze condiții de deplasare, nu doar pentru cei care au mașină. Aici vorbim de transportul public, de mersul pe jos, de bicicletă, trotinetă și așa mai departe. Din păcate, nu cred că mai are rost să Repet, eu sunt de acord și asta este evident că primăria Chișinău nu are uh, niciun fel de... nu, nu este adaptată la, la realitate și nu poate face față situației la moment în ceea ce ține de uh, siguranța rutieră. Din mai multe motive. Că există într-adevăr o structură organizațională învechită în care Direcția Generală Transport, Căi de Comunicație transport public și de comunicație nu are nici atribuții clar stabilite în acest sens, responsabilități, subdiviziuni clare cu, cu responsabilități. Nu are nici să zic, funcționari competenți care să priceapă în asta, să fie instruiți, să participe la, la training-uri în acest domeniu. Nu are nici măcar un, un organigramă nu are structura respectivă și deja suntem, iată, în anul 22, când mai, la mai bine de 30 de ani de ceea ce am moștenit, să zic așa, de la, de la din perioada sovietică. Adică era o necesitate de mult să se întâmple o serie de schimbări instituționale, să se întâmple o reorganizare internă a municipalității. Din păcate lucrul ăsta s-a amânat, s-a tot amânat și iată ne trezim cu fiecare an da, când lumea armuș începe a zbura spre Marte, noi abia ne dăm seama că într-adevăr avem nevoie de o reformă instituțională. Doi, există rezistența asta internă într-adevăr, pentru că nimeni nu vrea să, să zic așa, să aibă probleme în plus, să fac eforturi adiționale la ceea ce fac până acum și de obicei, da cum ați menționat, toți sunt foarte deschiși pe comunicare, foarte bine vin, participă la evenimente, dau din cap, afirmativ, facem și cam la asta și se oprește. Pentru că atunci când se ajunge la niște măsuri foarte concrete se începe, iată, tot felul de aceste mărăituri, mă, argumente, că facem, că nu facem, că putem, că nu putem. Am avut o serie, atât domnul Brăcicalu cunoaște, chiar fiind în funcție, cu toată, să zici așa, puterea pe care îți oferă funcția de viceprimar, foarte puțin lucruri am, fi, am putut să le schimbăm, pentru că rezistența sistemului este imensă. Pentru că atunci când, nu știu, am inițiat proiectul de crearea benzelor dedicate pe strada Pușkin sau, sau eliminarea, eliberarea trotuarelor de parcare sau transformarea străzii 31 august în coridor verde cu eliminarea, deci reducerea lățimii benzelor. Nici măcar nu au fost reduse benzele, doar a fost redusă lățimea benzelor. Am avut un calvar imens în care ne-a luat jumătate de an până să depășim toate chestiunile astea birocratice, de proiectare, verificare de proiect și așa mai departe, până să ajungem cât de cât la un consens. Deși asta, și asta, asta a luat jumătate de an dintr-un proiect care deja era un lucru, adică lucrurile astea puteau fi făcute mult mai devreme ca să ajungem la o automatizare a proceselor. Dar iată că de fiecare dată parcă trebuie să lovești cu capul într-un perete și să-l spargi ca să ajungi la o, la o următoare etapă exact așa e și cu politica asta de 30 de km la oră. La prima întâlnire toți au fost ok, au spus da, pregătim proiect de decizie pentru Consiliul Municipal, decidem și să început. Avem nevoie de un studiu privind traficul. Iată, asta e argumentul preferat a tuturor. Avem nevoie de un studiu de trafic. Studiu de trafic înseamnă numărarea mașinilor. Orice studiu de trafic făcut o să demonstreze un singur lucru. Trebuie. Că trebuie încă mai mult de făcut infrastructură pentru mașini. Deci asta e, evident. Și uh, întotdeauna deci abordarea asta cu hai să calculăm cât număr de mașini și eu întrebam, ok, voi calculați numărul de mașini, dar ați calculat numărul de pietoni sau numărul de bicicliști? Nu. De ce? și nu sunt participanți la trafic, ei nu se deplasează. Da, dar nu e așa, că așa ai procedura, că așa e metodologia, că nu știu ce. De asta și spuneam că orice studiu de trafic o să demonstreze un singur lucru, că nici într-un caz nu trebuie de făcut 30 de km pe oră, dar mai, mai, chiar ar fi bine de ridicat la 70-90 încolo, ca să putem circula mai, mai bine cu mașina. Ceea ce este o soluție intuitivă, dar nu este o soluție corectă. Și asta este una din marele probleme ale planificării urbane în domeniul mobilității. Că soluțiile intuitive nu sunt corecte. Dacă avem un ambuteiaj, asta nu înseamnă că trebuie să lățim numărul de, sau să mărim numărul de benz. dacă uh, nu ne ajung locuri de parcare, asta nu înseamnă că trebuie să mai tăiem din trotuar și să mai facem locuri de parcare, dacă uh, lumea tinde să folosească tot mai mult mașina, nu înseamnă că noi trebuie să neapărat să extindem uh, infrastructura rutieră astfel încât să facem mai mult spațiu pentru mașini. Pentru că utilizarea mașinii este o alegere. Uh, și uh, trebuie să creăm condiții ca oamenii să uh, nu fie nevoiți să folosească mașină sau să o folosească cât mai puțin și atunci îi direcționăm spre alte moduri uh, și posibilități de deplasare. De ce vorbesc despre asta aici? Pentru că siguranța rutieră, mai ales în Chișinău, uh, e anume legată de, de, de treaba asta. Pentru că foarte des noi avem, uh, deci uh, făceam uh, iarăși în campania asta cu 30 la oră, la fel am primit rapoarte de la INSP, cea mai mare, cea mai frecventă cauză a accidentelor, mai ales cu pietoni, este încălcarea regimului de viteză. Asta noi având de, la moment un uh, regim de viteză foarte permisiv, adică 50 la oră în oraș, cu posibilitatea de ridicare până la 60. Deci nu 60, 59, așa e conform legii, deci nu primește amendă dacă ai 59 de km la oră. Uh, și cu toate acestea noi avem accidente grave cu pietoni uh, și, și între, între automobile care se întâmplă la viteze inimaginabile pentru, pentru un oraș, uh, peste suta. Uh, avem benzi de circulație de 4 metri lățime, care este absolut, deci este un normativ, o, o bandă, o, sau să zic, pentru, pentru traseu, pentru un drum de, de mare viteză. E evident că infrastructura existentă stimulează șoferul să apese pedală, pentru că este ușor, este lat, este sigur. O simplă, o elementară sugestie care am făcut-o să, să, reorganizăm deci, benzele de, de marcajul rutier, astfel încât să încustăm benzele. Asta este cel mai elementar, se numește... Uh, road diet sau deci, dieta, dieta, drum. dieta drumului. Îngustăm un pic, dăm, strângem cureaua, da? îngustăm. O îngustare de jumătate de metru imediat stimulează șoferul să, să scadă din viteză, pentru că el pur și simplu se să nu-și atingă mașina. Și lucruri de genul ăsta care de, deja la nivel internațional sunt extra super mega cunoscute, la noi abia lumea începe să le descoperi și încet, încet deci le, le, le primesc. Uh, evident că uh, la fel e și cu colectarea datelor. Noi ne-am trezit în situația când trebuie să generăm uh, deci planul uh, sau uh, această uh, Sustainable Urban Mobility Plan, deci planul de mobilitate urbană, un document care trebuie să ne spună cum să dezvoltăm noi mai departe uh, transportul în oraș, de la zero, deci nu aveam absolut niciodată niciodată nimeni nu știe, uh, niciodată vorbesc în sensul că nu avem nici un bloc de date, uh, nu că niciodată, odată. Uh, nu avem informații despre, cum spunea domnul Bricicaru, câte mașini circulă zilnic prin oraș, ce fel de automobile, nu avem date despre fluxuri, nu avem date despre uh, direcțiile de circulație, câți oameni vin în fiecare zi în oraș, că ți oameni circulă dintr-un sector în altul. Exact, așa. exact. De asta, la asta vreau să ajung. Că în loc să se facă focusul pe uh, studiul real de trafic, se cal se numără numărul de mașini. Iar când numeri numărul de mașini, pă, asta îți dă Bine un... Știi, știi un număr oarecare. Dar dincolo de asta, avem, iată, solicitasem de la NSP, iarăși date privind accidentele. Și au venit date care spun că pe cel mai mare număr de accidente, iată, pe străzile astea. Dar unde exact? Nimeni nu știe pentru că așa nu, nu putem să identificăm black spot-urile, nu putem să identificăm locațiile unde să intervenim cu ceva. Undeva pe strada asta se întâmplă accidente, dar cu siguranță există un loc unde asta se întâmplă. Un loc unde, nu știu, trecerea de pietoni nu se vede sau, sau raza de, de deci manevră e prea mare pentru automobile și viteza de intrare în intersecție e prea mare. Multe, multe... multe de... Da, da, undeva pe Dacia. Pe Dacia avem iat foarte multe accidente, dar concret unde sunt ele nu, nu este. De și, apoi, și apoi chestii de, astea de de politică locală direcționată din start în direcție greșită, de genul hai să renovăm subteranele. Este cunoscut în toată lumea că subteranele sunt un sistem de, de infrastructură sau abordare greșită a tot ce înseamnă siguranța traficului în oraș s-au făcut studii, s-au făcut, -au scris teze de master, de doctor, s-au făcut tot ce vrei, mai ales în spațiul ăsta post-sovietic, în care s-au demonstrat că subteranele pur și simplu trebuie lichidate. Ele sunt un generator de accidente cu pietonii permanent. Nu noi să le reparăm și e că deodată oamenii o să meargă, o să vrei să circulezi pe, 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 sub ele, adică pe, pe sub drum lucruri care iarăși trebuiesc din, de la început. Noi, noi în permanent trebuie să inventăm bicicleta, trebuie să argumentăm și să demonstrăm că ceea ce s-a făcut și se face în lume va lucra și la noi. Pentru că apare întotdeauna argumentul un argument ăsta, ei, acolo lucrează de la noi, iată, iată, n-a lucrează. De asta eu, nu știu, cred că Putem să vorbim la nesfârșit despre problemele care există, dar documentul ăsta e un, e un început de a, da, roadmap, de, de, de hartă în care noi să, putem să știm exact ce trebuie să facem, putem să elaborăm în baza lui un, un plan de acțiuni concrete care să putem să le punem. Pentru că ceea ce scrie aici că, da, Republica Moldova și-a asumat uh, intenția de a reduce cel puțin 50% numărul de accidente grave din 20% până în 30. Iată, suntem în 22 și jumătate, 23 acum. Este vreun progres? S-a făcut ceva în sensul ăsta? Este cineva responsabil concret? Iată, omul responsabil care să asigure politicele de implementare? Din câte am înțeles chiar și la nivel de guvern, e acel grup, cum se nume, de siguranță rutieră, nu mai lucrează și nu se mai adună și nu mai... Deci dacă la nivel de minister, la nivel de guvern asta nu se întâmplă, evident că primăriile întotdeauna o să aibă alte priorități. Pentru că, iarăși, e mult mai ușor și mult mai simplu de a stupat gropile, de făcut proiecte de astea de, de frumusețe sau pur și simplu de, nu știu, de, 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 de a soluționat, de a focusat eforturile pe alte probleme. Pentru că, într-adevăr, în orașe sunt foarte multe probleme dar din păcate, sau cum să zic, din, din, din păcate, problemele în domeniul siguranței rutiere foarte des se termină tragic. Și așa asta e, asta e o, o, cum spunea tu, și Tudor și argumentat aici, asta e o extragere, o pierdere de resurse imensă pentru o țară care și așa nu este foarte bogată. Și de ce să nu investim în asta? De ce să nu îmbunătățim uh, condițiile de viață în oraș? De ce să nu intervenim acolo unde, iată, în fiecare săptămână sunt, apropo, cu, cu direcția de transport a primării Chișinău e cu intersecția mai încolo, de, intersecția de care vorbiți. Uh, adică ei, ei tot sunt cumva în, aproape de. de de intersecția asta și ar putea să, să intervină. Dar sunt foarte multe locuri unde, unde este necesară intervenția și evident că asta trebuie să fie făcut într-un cadru sistemic. Nu așa că, ok, aici am venit, am intervenit, dau leacă mai sus, am lăsat, poate să rezolva. Sunt lucruri care pot fi făcute cu bani puțini, cu efort minim, dar care pot să aibă un rezultat mare. Noi acum pregătim un, un, câteva propuneri de îmbunătățire a, deci sporirea siguranței rutiere în preajma câtorva licei din oraș, în câtorva școli. Am făcut niște cercetări, am contractat un expert din afară care ne-a făcut proiectările, de deci, cere organizarea circulației cu măsuri din astea de intervenție minimă, deci fără săpături și construcții. Și o să vedeți cât rezistență o să fie cu, cu, când o să le publicăm și când o să le, o să încercăm să le implementăm. O să vină, o să apară tot felul de argumente că nu se poate dimicșorat raza de intrare în intersecție, că uh, deci nu se poate din gustat banda, că avem așa trafic, că nu știu ce, deci mi, mi- o să fie sute și zeci de, zeci și sute de, de, argumente de ce nu este posibil. Și există un singur argument de ce asta este posibil, pentru că e posibil. Pentru că se face în lume, pentru că se face peste tot și la noi asta lucrează și au fost locații unde s-a dovedit că lucrează. Avem, iată, prima uh, de asta, rest de nivelare, da, eu termin terminologie artificială, da, la trecerea de pe tani, la liceul Ștefan cel Mare, pe strada Florilor. Și administrația liceului ne spunea la o întâlnire că zic că acum noi copiii trec strada în siguranță. Deci, elementar, până acum, copiii se temeau să treacă strada. Se duceau părinții și făceau cercul special ca să-i debar debarcheze uh, lângă, pe partea de școală, pentru că pur și simplu era periculos să, trec, să traverseze strada. Și iarăși, elementul acesta de, de livrare, de aducere copiilor la școală, este un rezultat a faptului că avem o infrastructură foarte nesigură. Părinții pur și simplu se tem să, să trimită copiii singuri la școală. Ei preferă să-i aducă la școală și asta generează iarăși trafic, iar probleme de parcare și tot așa mai departe. Și sunt lucruri foarte mult legate între ele. Eu tare sper că o să începem să, să, schimbăm lucrurile astea, dar vă spun sincer, din toată experiența de ultimii ani, deci IPRE a făcut pentru tot ce înseamnă mai multe studii și mai mult impact în, în tot ce înseamnă politicile în acest domeniu decât primăria Chișinău și asta, asta, e trist din păcate. Nu. No. <coughs> mult, Victor. Acum avem ocazia să mai discutăm, să mai dialogăm, să mai deșghiocăm un pic concluziile și analiza lui Tudor. Mă uit la Victoria, întreb dacă avem întrebări, cei care ne urmăresc online, vă invit să ne adresați întrebările pe chat, pe Facebook sau pe eu. Colega mea ne-l transmite și vă adresa colegilor. Vreau să... să, să da, Tudor. Uh, apasă, te rog, pe uh, pe imagine ca să repornească. Uh -huh. Victor? spun de faptul că deja există, există, chiar și un proiect de decizie pentru Consiliul Municipal scris de Automobil Club Moldova care a pornit această campanie de, de promovare a de ideii de instituirea flux, deci a limitei de viteză de 30 de km la oră, în tot perimetrul centrului istoric. De ce în perimetrul centrului istoric? Pentru că noi aici avem străzile cele mai înguste și uh, concentrația cea mai mare de automobile în timpul zilei. Din cauza că această concentrație de automobile ziua este mare, uh, practic două treimi din suprafața carosabilului este ocupat de mașini parcate din această cauză uh, și plus din faptul că e și aglomerație și ambuteaje, uh, viteza de facto a circulației în oraș e cam în jur de 30 la oră. Deci de facto toată lumea circulă 30-40, rar unde poți să circuli mai mult în Chișinău. Chiar foarte de și mai puțin. Mai ales când sunt ambuteaje mari, pe Ștefan cel Mare, pe București așa. Uh, De ce să nu intru... Dar în schimb, Seara, când se duce fluxul, deci apare, apare spațiu, foarte des observăm seara, dimineața, strezi pe care se, se merge foarte rapid. Și rapid înseamnă aproape de 70. Deci există acel studiu, mă rog, renumit internațional, care arată că diferența dintre un pieton lovit la, cu viteza de 30 de km la oră și un pieton lovit cu viteza de 40 de km la oră are o diferență de fatalitate de 90%. Deci probabilitatea ca un om lovit cu 30 la oră să decedeze este de 10%, iar la 40% e de 90%. Diferența e de 10 km la oră, dar diferența de impact este imensă asupra organismului. Așa e construit corpul omului fizic. De asta este foarte important să, să încercăm să implementăm acest proiect și el nu o să ne coste mare lucru. Niște semne de circulație, o campanie de informare și deja aici revine rolul poliției de enforcement, de aplicare legii. Când se încalcă, se penalizează. Penalitatea întotdeauna trebuie să vie, ca, pentru că altfel pur și simplu lumea nu... A fix așa a fost campania cu mai mulți ani în urmă cu centura. A fost greu, a fost complicat, dar vedeți că a avut impact și acum practic nu mai avem șoferi care nu cuplează centura în timpul circulației, chiar dacă circulă prin oraș cu 30 de km la oră. De asta exact așa e și cu această politică. Și, practic, dacă o să întâlnim suficient curaj și deschidere din partea autorităților locale, Consiliul Municipal poate să voteze această decizie și primăria deja să o execute. Chiar și buget au deja pentru asta. Instalarea trecilor pentru pietoni, ni s-a promis, eu fiind în funcție, am semnat o dispoziție prin care am dispus să fie amenajate vreo 15 locații. Din păcate au reușit să amenajeze doar una, dar au zis că anul ăsta... 100% vor o să vedem, așteptăm să vedem cum cum le fac dar 15 nu, ne, nu, nu înseamnă că asta e tot, maxim, deci ele pot fi mult mai multe. Și este mare diferență, pentru că șoferii spun că trecerile astea pietonale strică mașinile și așa mai departe. Strică mașinile acele speed bump care la etapa când au fost aplicate prin oraș acum vreo 5 ani în urmă, deja era clar că ele nu sunt speed bumpuri, deci care, pentru, pentru din oraș. Da? Ele, într-adevăr, aveau impact asupra suspensiei automobilelor. El trebuie să fie lat, astfel încât automobilul să poată să nu aibă așa un șoc de, de impact când le traversează și pur și simplu ele trebuie să... Noi am, am com, com, cum, cum, Am stabilit deja și atunci și o schemă, o schiță, proiect, tehnic, cum ele trebuie să fie amenajate. Să, Diferența a, preț nu este tot de mare. Este da, da. Diferența de preț nu este mare. Ele pot fi artificiale, din plastic, ele sunt montabile, demontabile, sau pot fi chiar din asfalt, deci cu construit construcții. Cele, cele din plastic, regulă, să, cele din plastic, regulă, se instalează în zone rezidențiale, acolo unde viteza este foarte mică. Deja dacă, dacă noi ieșim pe o pe stradă, în care este circulație și de transport public, circulație de mărfuri, atunci normal că deja nu mai poate fi vorba de limitatoare de viteză, de astea de termoplast sau de, de plastic. Mai ales că ceea ce era instalat prin Chișinău erau toate fabricații China, de o calitate foarte proastă, respectiv ele acționau foarte mult și asupra îmbrăcăminții rutiere, adică impactul era practic din trei direcții, deci una pentru partea carosabilă, a doua pentru oamenii care locuiesc în zonă, fiindcă era foarte mare galagia și a treia efectul nu nu prea era de aceea, ceea ce despre ce, ce, ce vorbește Victor despre zonele astea de 30 de km pe oră, ele trebuie să, să fie ierarhizate, în primul rând să fie la nivel de primărie adoptat o decizie mult mai amplă de funcționalitatea a întregii infrastructuri rutiere din oraș fiindcă este, este insuficient să iei numai zona de centru și să-i pui 30 km la oră, dar deci faci cu restul orașului. Și nici aplicarea doar prin indicatoare rutiere și ai și un folosi polițistul, tot nu este eficientă. Dacă uh, implementezi un, un asemenea, o asemenea soluție, ea trebuie să fie pregătită infrastructurar foarte bine. Și iarăși pentru asta o să mă repet, nu este necesară investiții mari. Sunt soluții low cost, deci prin îngustare de bandă de circulație, prin elemente de genul ăsta limitatoare de viteză, etc. Adică sunt soluții foarte ieftine. Doar că, iarăși, mă repet, nu trebuie de lăsat la discreția șoferului sau la decizia lui cum el să circule. Ea trebuie să fie impusă. În multe orașe din Europa o să vedeți deja că marea problemă din ziua de azi, sau nu e problemă, dar e o necesitate, o provocare, bicicliștii, trotiniștii sunt băgați iarăși în trafic, iarăși cu ajutorul zonilor astea de 30 de km la oră. Dacă o să mergeți, de exemplu, în orașul Maribor din, sau Ljubljana, în Slovenia, practic toate străzile deja sunt în felul ăsta și atunci când, când biciclistul este în stradă și ceilalți sunt mai, mai atenți și mult mai, mai, atenți la, la provocări de genul ăsta. Fiindcă iarăși Victor spunea că dacă o să facem niște investigații, viteza prin zona istorică a orașului este foarte mică. Respectiv, nu e niciun uh, stres pentru nimeni ca, ca biciclistul să în pe aceeași bandă de circulație, de exemplu, cu transport public. Doar că pentru asta trebuie să-i uh, să faci niște reguli foarte clare. Adică, inițial, regula, după care soluția. Fiindcă uh, să nu primească că îi permit să circuli în, în, în trafic urban, iar când se întâmplă ceva, este o regulă de responsabilitate. Adică toate, toate elementele astea sunt testate de mult, lucrează în foarte multe orașe din Europa, doar trebuie să fie implementate, însă ca să fie implementate trebuie norme, norme foarte clare și pentru cel de la primărie să aibă niște ghiduri foarte bine de aplicare, cum să aplică, etc., fiindcă același, același limitator de viteză de pe strada florilor, Republica Moldova la ziua de azi nu este o normă de aplicare a soluției este respectiv și probabil este și unul din motivele din care cei de la primărie și nu vor să le aplice. Fiindcă suntem toți de responsabilitate. Iar când vorbești cu autoritățile statului despre faptul noi suntem un centru de cercetare, noi am putea să vă ajutăm să faceți soluții de genul ăsta, să le legiferați, etc. Toți se ridică mâinile în sus, nu au bani, nu au, nu știu ce, nu mai au. Adică este legătura asta e ca, ca nu un cerc vicios că, și este greu de să primească, da? Nu e da, posibil. Nu o să primească, da. Stas. Uh, da, adică mersi au fost un uh, comentariu interesant, ia doar să, cum am spus, să reiterez această idee că Dezvoltarea capacității analitice la nivelul oricum primării acest lucru avem nevoie ca să cunoaștem cauzele de ce aceste lucruri se întâmplă, și evident această colaborare îmbunătățită, acest dialog cu cetățenii și cu autoritățile de diferite nivel, astfel încât să putem să să implementăm acele soluții, astfel încât ele să fie, cum a spus domnul Bicicaru, inclusiv și legiferate și să fie această aliniere între, între standarde, între legislații, între deciziile eficiente de politică publică care urmează să să fie implementate. Și noi vom încerca, de că pe unele componente avem o anumită deschidere, așa cum menționați, menționat Iulian, de aceea vom încerca să promovăm această politică, adică noi oricum nu ne, nu ne oprim aici, chiar dacă există reticență de, de implementare, noi vom, vom, vom continua aceste eforturi, pentru că oricum doar prin implicare și participare vom putea să obținem să obținem anumite rezultate. Adică, faptul că există această reticență, acest lucru nu înseamnă că eforturile noastre nu. Nu, nu contează. Câțiva ani în urmă, noi, atunci când am venit cu ideea de a ilumina treceri de pietoni, la fel exista această reticență, dar astăzi deja acesta este un program care este implementat de către primărie. De aceea, observăm și o anumite schimbări, chiar dacă viteza acestor schimbări nu este atât de mare. Este important să, să continuăm aceste eforturi de a, de a promova soluții eficiente și soluții care să ducă la, la, la îmbunătățire. Evident că ne-am fi dorit să avem și primă reacție nou astăzi aici, de faptul că, din nou, poate că ei nu participă la fel, arată această, acest element de, de obstacol sau de. care ar putea sta în fața implementării acestor decizii, dar cu toate acestea vom încerca să, să continuăm să producem documente de analiză astfel încât ele să servească de bază ca ulterior autoritățile naționale și locale să poată să elaboreze aceste politici publice bazate pe evidență și să poată să lua decizii care să fie uh, corelate cu capacitățile de implementare, capacitățile bugetare uh, și de, de, îmbunătățire. Deci, mersi uh, aici. Mersi mult, Stas, să intrăm ușor în faza de concluzii. totul uh, te rog. Ultimele concluzii. Da, deci, ă, și feedback-ul tău la feedback-ul obținut din partea colegii. Vreau să mulțumesc tuturor prezenți. Deci noi am lucrat și în timpul cercetării cu, și cu domnul Brișcaru, și cu domnul Chironda, și cu domnul Ghilețchi. A fost o colaborare frumoasă, deci toate concluziile la care am ajuns să sunt datorită dumnealor. Toate soluțiile le-am testat în discuții cu prietenii mei, care sunt șoferi înrăiți. Ei încă nu au revenit de la șocul benzilor dedicate transportului public, deci probabil propunerile nu sunt atât de populare, cumva ar trebui să mai treacă ceva timp ca primăriile să gândească la, o, la noi politici publice antipopulare, da, dacă există așa termen. Deci toate soluțiile care sunt propuse sunt deja implementate cu succes și în alte orașe, inclusiv atunci când mergem în alte țări cu destinație turistică, vedem și aceste treceri de peton de tip scară, mai mult în Paris, în centrul istoric, deja și mașinile sunt interzise să circule sau este la nivel de propunere. Majoritatea orașelor dezvoltă infrastructura benzilor pentru bicicliști, benzile pentru automobile încearcă să le facă mai înguste. Cred că sunt niște politici dureroase, dar care trebu trebuie să fie implementate, deși majoritatea probabil fiind automobiliști nu ar fi de acord sau ar încerca să tărgânează din timp ca el să fie implementate cât mai îndelungat. La rândul meu, nu știu, chiar cu 10 ani în urmă, dacă ne gândeam și vorbeam atunci de societatea civilă când au început discuția benzilor dedicate transportului public, toți credeau că asta nu este realizabil în Chișinău, în Republica Moldova. Iată, vedem astăzi deja mai multe porțiuni de drum. Cred că, în, cred că toate soluțiile care sunt propuse cu timpul împreună cu societatea civilă o să ajungem la ușa a, persoanelor care au, care pot implementa acestea, persoanelor cu factori de decizie uh, și, și treptat, treptat, o să I am analizat acest document peste 5 ani și sunt sigur că unele soluții sunt implementate. Pentru că astăzi, o leac off topic, pentru că astăzi s-a menționat că Republica Moldova și-a mai pus încă o dată până în 2030 să scadă numărul cu 50% a accidentelor și a persoanelor decedate, traumatizate. Nu este prima dată că Republica Moldova și-a propus aceasta, deci și-a propus și în 2010-2020. Chiar dacă a fost un an pandemic în care mobilitatea a fost redusă, deci oricum Republica Moldova nu a reușit să își îndeplinească acest obiectiv, din 2011 până în 2020 numărul accidentelor nu a scăzut cu 50%, chiar dacă în 2020 numărul față de 2019 numărul a scăzut foarte mult din cauza pandemiei. Sperăm în 2030, împreună cu apl urile societatea civilă, să reușim să scadem acest număr, pentru că, de fapt, majoritatea se gândesc că accidentul rutier, ciocnirea două autoturisme și, de fapt, nu este nimic grav. Vedem că este și impact social extrem de mult, și pagube și la bugetul statului inclusiv. De deci, ce cred că este un domeniu destul de important în, în viața orașului, în mobilitatea urbană și trebuie să atragem mai mult atenție acestui domeniu, inclusiv să investim în el. Mersi mult, Tudor, mersi mult invitaților, colegilor pentru intervenție și pentru discuții într-adevăr plină, sățioasă, i -aș spune eu, la subiectul ăsta, sper eu ca ea să se reflecte inclusiv în uh, realitate, cu impact pentru cetățean. Uh, uh, noi vom reveni uh, săptămâna viitoare, mai avem o prezentare publică de la mobilitate urbană, siguranță rutieră, trecem la grădină, rit urban. Uh, colega noastră Leninescu și Victor uh, vor prezenta studiul de politici la care a lucrat -o Lilia. Până atunci vă dorim o săptămână cât mai ușoară, sănătate și fiți cu ochii pe noi. Toate bune!